Suntem la Digisport Special după acest meci de pe Arena Națională. Rapid face egal cu Botoșani 1-1, după ce tot astăzi am mai văzut o remiză, cea a Craiovei la Gazmetan Mediaș, și vedem și situația în partea superioară a clasamentului cu Rapidul pe locul 6, 32 de puncte, dar Farul și FC Argeș imediat de desubt au meci mai puțin. Farul ar putea să egaleze acolo la puncte pe Rapid dacă învinge pe Dinamo. Bineînțeles că FC Botoșani este acolo pe locul 4 sub voluntari cu 34 de puncte. Până la urmă, Costin, cum a ieșit Rapidul din meciul ăsta? Rapidul a ieșit destul de bine astăzi, ținând cont că au avut ceva absențe. Este un punct de aur pentru Rapid. Sincer, nu mă așteptam nici măcar la un egal în condițiile date, dar au arătat că sunt o echipă unită și au avut un meci de luptă astăzi. Practic am văzut un meci de luptă, un meci în care Rapidul s-a lăsat dominată de Botoșani, s-au retras într-un bloc compact în zona a doua, la mijloc, aproape de mijlocul terenului, și au lăsat inițiativa Botoșanului. Toate că au făcut foarte bine faza de apărare, cu mici excepții la gol, Rapidul nu prea a emis pretenții pe fază ofensivă. Nu au putut să dezvolte foarte bine faza de atac atunci când au recuperat mingea. Revenim după ce l-a ascultat și pe Târcovanu, autorul golului Botoșanului. Nu știu dacă pot să zic că am câștigat neapărat un punct, mai degrabă am pierdut două. Zic că am făcut un meci foarte bun. Te simți fotbalist când joci pe un asemenea stadion, pe un asemenea gazon, unde nu găsești în România în fiecare deplasare sau chiar acasă. Cu acești suporteri minunați, a fost un meci foarte frumos. Acum ne pregătim de vacanță, să ne încărcăm bateriile și să venim cât mai bine și cât mai mutați la reunire. Ați întâlnit un Rapid decimat de absențe. Cu toate acestea, ați avut și un portar care v-a oprit acolo în fața porții. Ați avut și ghinion în meciul ăsta? Da, pot să spun că am ratat destule ocazii. Nu, dar nu că am întâlnit un Rapid decimat. Până la urmă sunt Rapid, sunt un brand și au jucători foarte buni și din pepiniera proprie și jucători tineri și au făcut treaba și da, îmi pare rău că nu am câștigat. Spuneai și tu că sunt două puncte pierdute. Ați fi putut face mai mult în acest an, de când a început sezonul, decât locul 4? Cu siguranță puteam face mai mult, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Suntem mulțumiți cu poziția în care suntem, cu punctele pe care le avem. Acum urmează 9 finale și sper să scoatem maxim din fiecare meci. Care e secretul acolo din vestiarul vostru? Pentru că sunt echipe care poate au pretenții mult mai mari și nu reușesc rezultatele voastre. Suntem foarte uniți, sunt jucători cu calitate care au jucat la un nivel foarte înalt și Marius are o baghetă magică, ne face să dăm tot ce avem mai bun din noi și se vede pe terenul ăsta. Unde ține bagheta aia? Știi, poate vor și alții. Asta e secretul vestiarului, nu pot să-l divulg. Urmează o vacanță, spuneai și tu, să vă reîncărcați bateriile, cam scurtă? Ați fi avut nevoie de mai mult timp după sezonul acesta? Nu neapărat. Cred că după 2-3 săptămâni, cu siguranță, ne lipsește fotbalul. Sperăm să avem condiții cât mai bune când ne întoarcem, să ne ajute și vremea și să fim un campion frumos în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Târcoveanu, autorul golului celor de la Botoșani, nu neapărat în stilul caracteristic, ca să zicem așa, pentru că are alte calități, dar uite că reușește să dea gol și dintr-o lovitură de cap. Era și Târcoveanu întrebat despre obstacolul din poarta Rapidului pe Moldovan. O să-l vedem în câteva momente la Flash Interview. El a fost și declarat omul meciului, a avut astăzi câteva parade senzaționale. Am mulțumit cu acest punct câștigat pe terenul Rapidului? Dar n-am fost tocmai răsplătiți așa cum ne-am fi așteptat, în sensul că nu am marcat goluri. Ne-am creat foarte multe situații, chiar făceam așa un calcul în prima repriză, am avut un 6-2 raportul acțiunilor terminate cu finalizare. Noi
Chiar am avut două dintre ele care puteau fi oricând gol, dar n-au fost. E bine că nu am pierdut meciul, nu puteam să-l pierdem, pentru că chiar dacă eram conduși la pauză, lucrurile duceau spre bine în ceea ce ne privește. Atâta a fost astăzi. A fost și ghinion să-l aveți pe Horațiu Moldovan acolo în partea adversă? Sigur, se pare că a fost omul meciului, nu? Da. Și la Botoșani a făcut un meci foarte bun. Îl felicit. Asta e datoria unui portar, să apere tot ce se poate. Și Edi al nostru la fel face. Dar felicit jucătorii, felicit forța asta colosală care se numește Galeria Rapidului și care, într-adevăr, dă o energie extraordinară echipei. Este foarte greu de jucat împotriva unei astfel de grupări cu o așa forță, cum spuneam, în spate. Ne-am dorit și noi o astfel de situație, dar la noi, în Botoșani, lumea iubește echipa, o aplaudă, o încurajează, atât cât se poate. Locul 4 pentru Botoșan la final de an și spunea Andrei Târcoveanu că Marius Croitoru are o baghetă magică așa cu care reușește aceste rezultate. Sigur, Marius de când și-a început cariera de antrenor, într-adevăr reușește să facă rezultate, ceea ce oricare antrenor după lumea asta își dorește, și îl felicit și îl încurajez continuu atâta timp cât vorbesc cu el și îi sunt aproape. Totuși trăiește la maximum meciurile, e foarte temperamental, vedem, a ajuns deja la 8 galbene și va fi suspendat. Nu avem cum să-i le luăm, pentru că altfel n-ar arăta cum arată astăzi. În această pauză de iarnă, ce întăriri mai aduce Botoșaniu? Pentru că ne-am obișnuit să aduceți jucători interesanți în campionatul din România. Sigur, în pasul ăsta vom fi. Dacă vor veni, și sigur vor veni jucători, vor fi jucători care vor fi surprinzători în returul campionatului. Mulțumesc mult! Cele bune! Am ascultat pe Mihai Ciobanu, antrenorul secund al Botoșanului, și ne uităm puțin mai atent la faza la care a primit galben Croitoru. Câteodată mai primește că mai protestează, că mai vociferează, că mai părăsește spațiul tehnic, și aici l-a părăsit puțin, dar a primit galben pentru că a intervenit la minge când mingea era încă în teren. Aici Croitoru îi reproșează asistentului, mingea era afară, de ce ar primi un cartonaș galben fiind mingea afară? Eu nu sunt convins că era afară, că era înăuntru. Poftim? Mingea. Nu sunt convins că era în teren, dar nu știu dacă contează asta. Și ne mai uităm puțin atent la ce spune asistentul și, mă rog, începem să ne mai explicăm totuși de ce nu se bucură de respectul cuvenit câteodată arbitrii. Mă rog, sper că majoritatea n-a înțeles dintre telespectatori, pentru că intră și o înjurătură, dar așa, amicală, nu așa, ca un fel de a spune, ca ceva foarte natural. Cum, Ovali, ce vrei să zici? Ia să mai vedem o dată. Hai să mai vedem o dată. Ia. Deci, Croitorul, da. Mă rog, cineva ar susține că poate să ia mai un galben, că și-a făcut... Așa. Da. Vrei titraj? Nu. Nu, că nu. Dar se întâmplă, ce să mai... Da, nu e regulă, adică e un cadru oficial. Atenție, păi, cu glumesc. Da, da? Acum aruncam în tine cu un pahar cu apă. Nu, trebuie. Nu l-a înjurat pe, Croitorul. Nu, a fost așa generic. N-a zis nimeni că l-a înjurat pe Croitorul. Păi nu, dar... Da. Mai grav e că Croitorul, după aceea galben, îl jignește. Face nebun. Sub privirile arbitrului și atunci... Da. Nu, cred că spune eu sunt nebun sau zice de, da, poate că zice și de arbitru. Zice de asistent. Zice de asistent, da. Bine, oricum, el este un antrenor care trăiește meci, uite, la gestul lui Croitoru, probabil. Era tu
ești oficial, da. Ești bun și croitor este oficial că e pe bancă. Da. Dar tu ești, cum ar veni, da, da. Cum e în sala de judecată, e judecător. Păi da. Tu impui un anumit standard de conversație, nu? Da. Dar oricum, a greșit croitorul. Cu ce l-a ajutat că el prindea mingea aia repede și da, bun? Da, bineînțeles, corect. Nu sunt convins că era afară, nu sunt convins că nu era afară, dar nu era cazul să intervine. E un lucru minor, a luat un galben. Da, dar a fost în febra meciului. Din lucrul ăsta minor am văzut cam cum se adresează și arbitrii. Croitorul e un timp care trăiește meciul la maxim. Da. Încă nu s-a deprins de... Sau în cască, de fapt, dialoga cu discuție privată. Tu te mai dai cu discuția ta privată. Dar aș remarca lucrul ăsta, s-a criticat arbitrajul lunile astea, anul ăsta a fost dezastru, dar ultimele două meciuri ale Rapidului au fost niște arbitraje perfecte din punctul meu de vedere. Și la Covaci și în seara asta. S-a arbitrat corect și cât se poate de bine, optim. Adică nu știu dacă s-a greșit. Da, n-a fost vreo greșeală la meciurile astea. Problema e cum zici tu, cum se te mai respecte jucătorii, antrenorii, cum te privesc ei când limbajul tu... ăsta, da. Păi, pe același limbaj îți va fi adresat. Corect. Da, da, preferi... După care tu vii și dai, când vine cu limbajul ăsta, vii și dai repede. Prefer o explicație de genul ăsta. De la ei, ca să-ți arate ție. Prefer o explicație de genul ăsta, da. Sincer, decât o sfidare, cum a fost cea lui Ivan Covaci. O să pună. Vezi, se vede într-o prefer mai mult așa, da, să vorbească cu mine și să o spună într-o manieră din asta mai, mai de cartier, decât să mă sfideze și să spună cum știu prea bine că Ivan Covaci a făcut-o și în trecut, pleacă de aici. Nu poți să spui așa unui jucător, adică trebuie să ai o comunicare cu el, trebuie să ai un exemplu și de la arbitrii pe care vedem la televizor, în campionate puternice, să care stau de vorbă cu jucătorii. Marș. Da. Da. Mai pleacă de aici. A zis și marș. A mai fost și marș. Da. A zis și marș? Da. Ai urât. El un arbitru, de altfel un arbitru foarte bun, Ivan Covaci, dar... Și în meciul ăsta arbitra foarte bine. Da, arbitra foarte bine, da. Da. Depinde și cum se adresează jucătorul. Poate dacă reușești să jucătorul îi vorbești e frumos. Meciului. Jucătorul este foarte concentrat la meci, foarte stresat. Tu trebuie să-l înțelegi pe jucător. Nu, arbitrul nu ce presiune. Și el e concentrat la meci. Și arbitrul e concentrat la meci. Dar nu ai o presiune așa mare cum are un jucător. Trebuie să stăpânești și adrenalina, agresivitatea. Ești un exemplu. Fie că e vorba de Săpunaroi, fie că e vorba de Ivan Covaci, fie că nu. Trebuie să fii moderat. Am înțeles că dă bine la suporter, dă bine la public în cazul lui Covaci, dar cred trebuie să existe moderație, pentru că ești un exemplu pentru ceilalți, pentru copiii care vin la Rapid și pentru, de exemplu, în cazul lui Săpunaru. Poate că avea dreptate, nu știu, poate că n-avea, poate. Dar, bine, el n-a fost violent în teren. Săpunaru n-a niciun cartonaș roșu în campionatul ăsta până acum. A fost agresiv. Cu Ivan Covaci, asta spun. Și Ivan Covaci a răspuns cu agresivitate. Și a răspuns cu agresivitate, da. Nu e cazul. Ce se poate repuși. Nu e cazul, da. A fost și provocare din partea și lui Covaci, că ăsta e stilul. În fine. Fotbal pentru bărbați. Și, eu zic că nu a fost agresiv Săpunaru. Pur și simplu l-a confruntat la o decizie eronată a lui Ivan Covaci, l-a confruntat... Nu cred că e corect să faci așa. Ok, dar asta nu poate să însemne că e violență sau altceva. Agresivitatea este agresivitatea este nu, agresivitatea este foarte bună pe terenul de joc. Pentru o echipă care vrea să domine. Între fotbaliști și fără să iasă cu rupturi, dar față de arbitru să te duci cu degetul amenințător spre el și îi mai zici și ceva, nu a tăcut din gură. Da, probabil v-am zis, dacă are o comunicare mai bună cu jucătorii, probabil că și reacțiile lor vor fi mai bune. Bun. A fost decizia corectă pentru Rapid în contextul dat să se retragă, să încerce să apere acest 1-1? Da, pentru că, după cum am spus înainte, meciul cu FCSB cred că i-a epuizat, pentru că au depus un efort fantastic la meciul cu FCSB. Iar în condițiile date au avut, ei nu prea au avut bancă astăzi, au avut mai mult copii, cu toate că pe final a fost un pic riscant să facă 5 schimbări, să bage numai copiii în teren. Probabil a simțit oboseala echipei pentru că pe finalul meciului nu prea mai treceau jumătatea terenului. Rar treceau, mai ales când aveau un contraatac, nu aveau cu cine să atace. Ieșeau greu din apărare.
Dar revin, au fost riscante, au fost riscante schimbările astea 5 cu acei copii, dar a ieșit până la urmă. Pentru că pe final avea nevoie de prospețime, de jucători care să alerge, să se apere bine pentru a smulge acest punct. Apropo de agresivitatea Stavarii de care tu discutăm aici, Săpunarul e o căprioară, e un mielușel față de ce am trăit cu ani în urmă, dacă te uiți la un Marius Lăcătuș, dacă te uiți la un Mirel Rădoi când juca, dacă te uiți la, da, și ei aveau erau violenți contra colegilor lor în teren. Săpunarul, până la urmă, n-a făcut niciun fault de roșu, nu, da? Nu uitați că a rupt picioare Lăcătuș, da? Parcă Remus și-a adus aminte că nu numai în România a rupt niște picioare, și pe afară. Și acolo e gravă și dură treaba și... Bun, Remus, cum ți s-a părut Rapidul, cum ți s-a părut Botoșani? A scăpat ușor Rapidul. Rapid nu are un lot mare, dar e de apreciat că, spre deosebire de alte cluburi, s-a înscris în bugetul pe care l-a avut. Nu s-a apucat să consume bani pe care nu-i avea. Așa a făcut și Clinceni, a angajat jucători foarte scumpi, a prins play-off și acum e spre faliment. La Rapid riscul era același. Să fi fost tentată conducerea în vară să aducă 10 jucători în plus, să spunem, și să se trezească prin martie că nu mai poate plăti nimic, să ceară insolvența. Așa măcar oamenii s-au încadrat în bugetul real disponibil, suferă din cauza aceasta, că vedem când lipsesc 2-3 jucători, apar nume pe care abia le știm, fără istoric în prima ligă. Sunt curios în iarnă cum o să procedeze, dacă vor fi bani în plus disponibili, dacă vor mai veni jucători sau o să țină lotul în aceleași limite în continuare. Bun, a venit la microfon și Mihai Iosif, antrenorul Rapidului. Hai să-l ascultăm după această ultimă reprezentație a Rapidului în acest an. Seara, domnule Iosif, ce sentimente aveți acum după încheierea acestei partide? V-am văzut, ați trăit intens de acolo de sus, din tribună. Bună seara, în primul rând vă rog să-mi scuzați vocea, nu e din seara asta, e dinainte de meci, am răcit un pic. Sentimente amestecate, poate puteam să câștigăm, poate să puteam să pierdem, dar în condițiile date, la ceea ce am avut, cred că e un rezultat echitabil. V-am văzut. O bucurie imensă, am debutat câțiva copii azi, am terminat meciul cu 6 juniori în teren. M-am văzut foarte agitat și vorbeați la telefon la un moment dat, ați dat așa indicații către bancă, nu aveați foarte multe soluții pe bancă. Nu, n-am dat indicații, mă uitam pe telefon, atâta tot. Cum a fost meciul acesta, cum a fost să pregătiți meciul acesta, având în vedere aceste absențe pe care le-ați avut? Ați văzut cum l-am pregătit. Am fost inspirat când am schimbat pe Sefer cu Marzuc, când am trecut pe Marzuc Vârf. Băieții au dat dovadă de o mare tărie de caracter. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată, foarte grea. Am avut astăzi 50% rezerve numai juniori, doar Drăghia era singurul titular, dar mă bucur că am luat și un punct. Vă dați și o liniște în momentul în care l-aveți pe Horațiu Moldovan acolo în poartă? Pentru că am văzut, atunci când apărarea era nesigură, a reușit să scoată, să pare. Ăla e rolul lui, de-aia e acolo și la noi suntem echipa. Niciodată nu va fi un jucător sau altul, suntem cu toții. Cum e pentru dumneavoastră? În ultimul an, Rapidul era anul trecut, de exemplu, pe locul 3 în Liga a doua. În acest moment, sunteți la egalitate cu Craiova, pe un loc de play-off momentan? Pentru mine personal este ceva fantastic, trăiesc ceva extraordinar. Mă bucur că sunt aici, iar noi ca și club suntem undeva unde puțină lume credea. Dar ne antrenăm, ne vedem de treabă, am spus, nu prea intrăm în cancanuri și discuții și încercăm să facem lucrurile cât mai bine. Așteptați și întăriri în această pauză? Cu siguranță, cu siguranță. Sper ca Moș Crăciun să vină cu 4-5 jucători, să echilibrăm lotul atât numeric cât și valoric. Pe ce posturi ați vrea să aducă Moșul întăririle? O să vorbesc cu Moșul. I-ați trimis scrisoare deja? I-am trimis-o de ceva timp, da.
la începutul sezonului spuneați că vreți să vă salvați de la retrogradare, rezultatele v-au ajutat, sunteți pe loc de play-off, vă bateți pentru play-off în acest moment, ce ar însemna pentru Rapid lucrul ăsta? Nu vreau să fiu nici ironic, nici sarcastic, obiectivul rămâne același, dar cu siguranță, dacă putem, tragem cu dinții să intrăm în play-off. Ne dorim din tot sufletul să intrăm în play-off, dar să nu uităm că Astra anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost la un punct de play-off și a retrogradat. Deci trebuie să facem totul pas cu pas, cu capul limpede, să luăm cele mai bune decizii și să mergem înainte. Ce îi spuneți patronului FCSB care nu-și dorește Rapid în play-off pentru că ar ajuta CFR-ul dacă ajunge acolo? N-am ce să vorbesc eu cu dânsul, eu vorbesc cu cei de teapa mea, cu antrenorii. Așteptați și primul meci pe Giulești, vă pregătiți deja? Toți îl așteptăm, atât noi, jucători, antrenori, cât și minunații noștri suporteri, cărora vreau să le mulțumesc și pentru prezență, pentru tot ce au făcut acest an. Ce informații aveți? Când s-ar putea intra acolo pe Giulești? Sper că, chiar nu am, sper că în februarie să intrăm, dar fără să am vreo informații, e doar ceea ce sper. Moșului îi cereți doar jucători pentru Rapid sau aveți și alte dorințe? Mai cer sănătate și dragoste. În rest, n-am nicio dorință. Vă mulțumesc. Sărbători fericite tuturor iubitorilor de fotbal, iubitorilor sportului și fiți mai buni. Mulțumesc.